Nu ai nevoie să slăbești, ci doar să ajungi la formele perfecte. Tehnicile și procedurile de remodelare corporală au cunoscut un avânt în ultimii ani și sunt tot mai variate. Fie că vorbim de brațe, abdomen sau coapse, rezultatul dorit este același. Grăsimea este înlăturată, iar musculatura este tonifiată. Ședințele de remodelare corporală promit să acționeze chiar și acolo unde sportul și dieta nu mai dau rezultate. Dacă acum câțiva ani, cele mai multe dintre metodele de remodelare corporală presupuneau tehnici chirurgicale, acum eliminarea grăsimii și a celulitei sau redarea fermității pielii se pot face cu ajutorul tehnologiei. Prima este inovația tehnologică de amploare, care poate înlocui chirurgia estetică cu terapii inovative ce stimulează procesele metabolismului uman pentru a elimina excesul de grăsime, ajutând totodată și la ameliorarea vergeturilor, ajutând și la tratarea retenției de apă, de lichide și a lipsei de fermitate. Beneficiile acestui aparat elimină cu până la 40% din țesutul adipos, reduce celulita, ameliorează vergeturile, întinde pielea, lăsând netedă fără vergeturi și cicatrici, remodelează silueta, accelerează metabolismul. Indiferent că vorbim despre abdomen, mâini sau picioare, aparatul are accesorii care acționează diferit pentru fiecare parte a corpului, fără niciun disconfort pentru pacient. Spre exemplu, puteți scăpa rapid de grăsimea nedorită prin laserporație, tehnică prin care se activează procesul de lipoliză. Mișcările laserporației sunt circulare. Pacienta nu simte absolut nimic decât poate niște mici înțepături nesemnificative. Acesta se realizează în jur de 15-20 de minute și ajută foarte mult la reducerea țesutului adipos. Pentru celulită este utilizată metoda EndoRadioMag, care combină vacuumul cu radiofrecvența bipolară și magnetoterapia. Tratamentul acesta de EndoRadioMag îmbunătățește circulația sangvină în straturile pielii. EndoRadioMagul are rolul de a scăpa de aspectul de coajă de portocală, de a reduce celulita, de a diminua vergeturile și de a scade până la 40% din țesutul adipos. Sunt necesare mai multe ședințe de tratament, recomandat între 8 și 12, pentru a obține rezultatele dorite. Pe toată perioada tratamentului, consumul regulat de apă, fructe și legume sporește beneficiile echipamentului. O ședință durează în funcție de zona aleasă, deci durata timpului este diferită. De exemplu, la coapse durează între 15-20 de minute, la abdomen în jur de 10 minute. Se poate efectua și în zona abdominală, în zona coapselor, brațe, în zona fesierelor. Desigur, la femeile însărcinate și celor care sunt în perioada de alăptare este contraindicat să efectueze această procedură. De asemenea, persoanelor care au anumite intervenții chirurgicale, implanturi, nu poate efectua acest tratament. Costurile pentru astfel de procedură pornesc de la 150 de lei pe ședință și pot ajunge la 440 de lei pentru întregul corp.